Nu știu ce-o zis. Bună! Aș vrea să vină iubitul meu, Sorin. Îl aștept pe el. Am zis-o specific în caz că... Eu eram sigur. Da? Da. Hello. Cum era să fie altcineva? Ce? Cum era să fie altcineva? Poate fi și de acum. Știu, mă aștept. Eu să-i spun că ți-ai rosit camera degeaba. Păi sper că ai zice, pentru că m-a deranjat ceva foarte tare. Ce? Nu legat de tine. Spune. Legat de atunci când nu s-a exprimat corect. Nu zis la masă aici la noi? Da, v-a zis că ea nu vorbește. Nu vorbesc cu tine, pentru că n-am simțit nevoia. Nici măcar nu te cunosc, nu mă deschid așa ușor. Și atâta timp cât ai venit da, pentru iubitul meu, ce să vorbim? N-am intrat în discuții. Am văzut. Și după care a zis că ea așa, ea e mai ironică, mai glumeață. Zic, dar eu nu-mi permit să fiu glumeață cu o persoană pe care nu o cunosc și nu știu ce limită să-mi impun. Că poate tu nu mă înțelegi, tu nu știi că eu glumesc. Și a zis, păi poți să te aștepți, că poate o să fac și să te enervezi. S-a zis, doamna Andreea. Adică am una, asta ce trebuie acolo sau asta nu pot eu să controlez. Dar ce fac eu, pot să controlez. Și tu... Atâta timp cât ești sigură pe un plan, cel puțin pe sensul ăsta, nu are rost să te enervezi prea tare, că de enerva știu că te enervezi. Păi nu-mi place când cineva își dă cu părerea, mai ales că nu mă cunoaște. E aici de două zile și se așteptă să ce. Oricum, eu am fost foarte drăguță, adică chiar am zis, ia loc lângă noi, nu știu. Adică nu m-am închis în față, doar că nu simțeam nevoia să discut. Păi și cu restul fetelor mi-a luat ceva timp până am început să vorbesc și eu și să-mi dau drumul să intru în discuții. Bine că ai reușit. Când știu că cineva vrea ceea ce am eu, păi normal că nu pot direct să-ți pun întrebări, că nu... Fă-ți umbli mai lungi dat o viitoare, că nu merge. Că ce? A zis că să-ți faci unghii mai lungi dat o viitoare, că merge. Glumea. Ce? Glumea. Nu trebuie. Hai, fii liniștit. Mă noroc că am avut discuția aia și atunci știi, m-am mai liniștit. Bine, am avut o noapte grea, da. Să te duci să dormi și să mănânci dimineața, ok? Dar n-am putut, nu eram în stare, n-aveam chef de absolut nimic. M-am trezit la 6, am vorbit cu al mei ca să zic toată povestea. Astăzi ai mâncat. Da, am mâncat. Da, și vezi cu cine vorbești. La cine te referi? Nu, zic în general, așa, în general, nu, în general. Deci dacă ai ceva supărări sau așa, sau eu știu, ce vorbește cu apropiații. Legat de tine, crezi că aș zice cuiva? Nu de asta, la altceva mă refer. Da, și vezi cu cine vorbești. La cine te referi? Nu, zic așa, în general, nu, în general. Deci dacă ai ceva supărări sau așa, sau eu știu, ce vorbește așa, cu apropiații. Legat de tine, crezi că aș zice cuiva? Nu de asta, la altceva mă refer. Nu mă înțelegi. Deci orice vrei să vorbești, ai grijă să nu vorbești cu cineva pe care nu cunoști. Dar acum am avut grijă. Știu. Dar dacă îți spun chestia asta, poate îți spun din ceva cauză. Ok. Înțelegi? Nu dau detalii oricum. Dar nu e vorba de detalii, că nu pot să-ți vorbesc și deschis aici. Toți avem, poate, nu știu, prieteni sau așa, sau eu știu. Dacă vrei să vorbești ceva sau te supără ceva, eu știu, mai bine vorbește cu maica ta sau cu ceva membru a familiei, okay. Sau eu știu. Da, înțeles, da, știu. Și asta e pentru că pot să fiu și direct. Am primit un mesaj de la o persoană, cum că te-au văzut pe tine că nu ești ok sau ceva. O fată, da. Așa, în fine. Dar nu știu dacă tu o cunoști pe fata aia, nu o cunosc. Sigur nu, că eu n-am... Înțelegi și aia, zic că multă lume se poate da că ți-e prieten.
Înțelegi? Aia vreau să zic. Uh-huh. Dar tu nu știi de fapt cine ai. Și da. Eu am zis înapoi că doar că o să fie bine. Că atâta timp când nu cunoști, nu poți să ai încredere. De aia zic, dacă ai ceva pe suflet sau eu știu, nu nimeni să te asculte mai bine decât mama ta sau... Știu. Cineva pe care cunoști și, și ai încredere. Nu zic la nimeni nimic oricum și nici nu am zis. Dar nu e vorba de zis. Nicio. Că nu e vorba de zis de ceva, de ce se întâmplă aici sau eu știu. E vorba de sentimentele tale sau... De da, supărările știu. Tale, știi? Dar nu zic, normal că n-aș zice la nimeni că m-ai supărat sau așa, că chestiile astea le vorbesc cu tine. Nu, mă refer la orice. La părinții mei, eventual, dar... Nu a fost cazul oricum să-mi trecut. Nu, niciodată nu am plăsut la mine. Deci măcar fac la plăsat, nu știu, am văzut mama. Ieri și mi-a dat un mesaj, sună-mă urgent când ai terminat. Și n-am apucat să o sun și am sunat-o numai azi dimineață. M-a întrebat, de ce probleme, de ce faci asta, de ce te-ai legat de el? Că tot timpul, cât și ea se uită pe live-urile tale, vorbești frumos, de ce te-ai legat de el? Ai căutat și tu un motiv să... Nu, n-am căutat. N-am căutat. Eu știi de ce ți-am spus chestia asta? Ca să se înțeleagă și să se lămurească și... Ce? Pentru că sunt foarte mulți care ba intră la mine, ba intră la tine și am observat că cei care intră la mine și mă susțin pe mine se duc la Ionuț sau la nu știu care și mă vorbesc pe mine de rău și de-aia nu poți să ai încredere Știu. În chestiile astea. Înțelegi? Mă pregătesc pentru camera roșie. Pe cine chem, fată? Nu știu, oscilez așa, habar n-am. Vezi, ești așa foarte bine cu un băiat să discuți. Da, eu mă înțeleg cu toți într-o oarecare măsură. Depinde acum ce subiect vreau să... Adică ce stare vreau să-mi iau. Vreau să o dau pe Caterinca, vreau să o dau pe... Eu nu. Schimb. Vreau să dau, să fac, vorbesc chestii mai serioase. Nici nu știu, sincer, nu știu. Te gândesc, perfect. Sunt așa. Și eu mă gândesc. Zici, stai troci. Am scăpat să trecem, Doamne ajută. Hai, fată, pun-te jos, mai stai așa. Când vrei să faci masaj. Am văzut că îți place. Îmi place, fata. O să-i zic și lui Nicola să facă așa. Nu, dar doar fetele, atât. Doar fetele au doar. Stai, Alexandra! Duce-mi eu una. Trebuie să spune mânuța. Atât? Bine. Îmi place și eu atinsă de mărbat. Nu! Sunt a mea. Corect. Nu-mi place. Și aici e cam scump. E scumpă. Și pe picior, nu știu, Kinga! Încă n-am fost atinsă, doar mâinile. Mie nu-mi place dacă n-am ceva apropiat cu el să vină, să-mi pună mâna pe picioare și așa. Practic, ceva scump. Fata așa au fost la mine, uite. Nu știu dacă te-ai uitat de când am fost eu cu Dori aici, de era Cătălin.